Salutare, prieteni! În episodul de astăzi o să încercăm să vedem de ce nu mai funcționează această lanternă. Deci, nu mai se aprinde. Este o lanternă din asta de încărcat la priză cu acumulator și nu se mai aprinde, nici nu se mai încarcă. Din ce cauză? Haideți să aflăm. Prima dată să desfacem acest șurub. După care desfacem capacul și lupa. Văd că lupa a fost spartă. Deci cred că cineva a scăpat-o pe jos și a trântit-o. Pentru care lupa spartă. Aici avem 5 leduri și acum să o desfacem. Mare atenție să nu rupem. Și avem aici un întrerupător, avem acumulatorul. Uitați care era buba. Are acest fir rupt. Deci acest fir care face legătura cu pinul ăsta de încărcare, văd că este dezlipit. Din cauza asta cred că nu mai funcționează. Deci acest fir trebuie lipit aici. Pentru asta am pregătit stația de lucru și am să îi dau drumul să se încălzească și trebuie să lipim firul ăsta aici. După care să o verificăm, să vedem dacă se mai încarc acest acumulator, dacă mai este funcțional. Acum așteptăm să se încălzească pistolul. Am pregătit sârma de lipit și am să folosesc această pastă de lipit. Am să dau puțin pe acest pin. Pe acest pin care face legătura la încărcare. Și am să dau puțin pe sârmă. Acum să luăm, mai durează un pic până se încălzește. Gata. S-a încălzit ăsta. Și am să încerc să lipesc firul. Văd că a făcut legătura aici. Dar aș vrea să mai pun puțină puțină pastă de lipit. Adică puțină sârmă din asta să mai topesc aici. E prima dată când fac așa ceva. Dar știți cum e.
Nevoia te învață. Gata. Deci s-a lipit foarte bine aici. Și acum să punem la loc așa, după care să poziționăm LED-ul roșu în gaură ca să nu avem probleme. Și să punem această parte pe poziție, să o clipsăm, după care punem șurubul. Să punem lupa. Așa. Acum să o băgăm în priză. Să vedem dacă se aprinde acest LED roșu de aici. Și o lăsăm puțin la încărcat.